Vorbim în limba română? Da, bună ziua. De unde sunteți? Noi suntem din Peru, formația Sin Fronteras din Peru. Am avut ideea să vizităm orașul. E, mulțumim lui domnul primar că ne-a primit, ne-a dat autorizație și noi ne bucurăm foarte mult și dorința noastră e să bucurăm și publicul. Dar care este scopul acestor acțiuni ale noastre? Noi promovăm cultura noastră, noi promovăm muzica, arta, prin artizanat adus original de acolo din Peru și muzica care le cantam le avem înregistrate în CD. Promovăm cultura noastră și asta felul nostru de a trăi. Până la urmă, dumneavoastră, de fapt, cu ce vă ocupați? Sunteți artiști? Aveți o altă meserie? Noi de meserie suntem cantăreți și felul în care practicam noi, adică cultivam arte noastră, să călătorim prin lumea și cantam în stradă. Oamenii care le plac vine să ne asculte, ne cumpără CD și cine nu le place muzica noastră nu e obligat. Adică trăim facem un teatru în aer liber, practic asta este. Și cum faceți? Faceți naveta? Sau v-ați mutat pentru o perioadă în România? Nu, noi suntem stabiliți în România, avem de ea 10 ani de activități în România. Asta e prima oară când vizitam Oltenița, dar speram să nu fie ultima. Și ne pregătim de vara, fiecare vară suntem la Mamaia, că avem parteneriat cu Primăria Constanța. Și așa, am vizitat aproape toate orașele din România. Vreți să-mi descrieți și mie puțin costumele dumneavoastră? Sau costumul dumneavoastră acum, pentru că mă uit la costumul dumneavoastră. E, bine, îmbrăcămintul nostru e... Ce reprezintă aceste pene? Este, practic, o... Cum se spun? O restituire de cum se îmbrăcate strămoșii noștri în cașii. Asta e un îmbrăcament... Tradițional. Da, tradițional, dar de perioada extravechii, înainte spaniolilor. Acum, oamenii de nanții nu mai port așa, dar asta e îmbrăcament în caș. Penaș reprezintă libertate, adică noi dorința de a zbura a fost simbolizat prin penaș, adică libertate, că pasare, condorul e liber și noi cu penaș am dorit să reprezentăm asta, dorința de libertate. Vă place în România? Foarte mult, de asta am și rămas aici. Practic am rămas, am făcut de România a doua casa noastră. Nu vă este dor de casă? Ne este dor, cum să nu, dar ne ducem acolo, în practic, în vizita, după 2 ani, după 3 ani. Ne ducem. Când aici e iarna, ne ducem acolo, că este vara. Ce este mai reprezentativ pentru Peru? Noi avem muzica. Muzica, el Condor Pasa e cunoscut în toată lumea. Am ascultat și eu și recunosc că îmi place foarte mult. Da, mai avem și altceva, acum o lansare de arta culinară, acum, adică avem mâncare foarte bună, foarte picantă, condimentată și asta e ce putem oferi, avem Machu Picchu, da, da, e foarte renumit și acum e a patra minune din lumea și nu știu, cred că Peru merită totuși vizitat și asta noi așa, prin contact cu oamenii știe mai mult din Peru, învață și ne întreabă de unde sunteți din Peru, Machu Picchu, Cubillas și avem o salată de pește care se numește ceviche, foarte picant. Ceviche, multe oameni se-au dus acolo și e primul mâncare care le prezentăm noi ca mâncare națională, foarte tradițional. Și asta facem noi, cultura. Sunteți oameni veseli sau triști? Noi transmitem bucurie, dar tot se zice că... Depinde de fiecare. Nu, cum o primește această bucurie? Oamenii din Anții sunt considerați triști, dar sufletești. Dar în afară ei sunt bucuroși, dar are o plângere și plânge decât pentru el, înăuntru. Nu arată la oamenilor. Transmite și un mesaj celor care ne vor vizualiza. Da, bine, încă o dată mulțumesc lui domnul primar și noi o să stăm aici până în duminică. Și dacă le place muzica noastră, poate să vină să ne viziteze aici în stradă, e gratuit. Și le așteptam pe toată lumea. Ce e mai bun decât atât că e gratuit. Așa este, bine. Mulțumim. Plăcere, o zi bună, la revedere.